Maserati. Pus mine, bă, pleacă cu el de aici. Ia uite-l, frate, ce viteză are. Nu. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Eu sunt Modelin și de data asta vă invit încă o dată să petreceți alături de mine, să vă rupeți câteva minute, facem o partidă de pescuit la Păstrăv. Sunt împreună cu prietenul Matache și o să pescuim ca de obicei câteva ore, eu după masă, dacă nu postez exact în perioada în care sunt la pește. Asta și pentru că vreau să țin puțin locul rezervat, în ghilimele, și cei care înțelegeți știți la ce mă refer. După cum vedeți, sunt singur pe tot lacul. Sunt doar eu și Matache. Și asta pentru că nu se prinde pește, cu siguranță. Sau cei care prind pește nu spun că prind pește. Și nu e un lucru rău. Așa că vă invit și pe voi să aveți curaj să explorați. Natura e superbă. Nu mi-aș dori nicăieri să fiu în altă parte decât pe un lac de munte, pentru că în oraș sunt 30 de grade plus. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați, să dați un pumn butonului de like, să lăsați un comentariu, pescuiesc cu lingurile mele, o să las un link în descriere și ca de fiecare dată, cu speranțe că vom prinde un păstrăv mare, să vedem dacă chiar prindem ceva, că păstrăv mare e o raritate, da? Nu se știe niciodată. Bun, hai, vizionare plăcută, v-am salutat. Uite-l și pe Matache, să pregătește. Da, suntem pregătiți să înfruntăm natura. Prima opțiune. Cea mai bună lingură pe anul ăsta. Lingura care Matache i-a spus prototipul. Asta e. Deci, denumirea de prototip vine de la Matache. Testam eu mai la început o culoare nouă și Matache nu știa. Și i-a zis prototip. Aia, mă, prototipul aia. Și de atunci, așa îi va rămâne numele pe veci. Deci, dacă vreți cea mai bună lingură, când îmi lăsați mesaj pe Messenger, pe Facebook, pe unde îmi lăsați, să-mi spuneți că vreți prototipul. Că dacă nu cunoașteți lingurile și n-ați pescuit niciodată, prima mea recomandare va fi Bestia, Bestia Mov, prototipul, somonul și după aia altele. Toate care le-am vopsit au dat rezultate, nu fac culori din burtă și nu schimb culorile. Toate le fac după o rețetă care va fi disponibilă și peste 10 ani, că au trecut aproape 9 ani sau 10 ani de când vopsesc, așa că să dea Domnul să mai vopsim și peste 10 ani. Cel puțin. Acum nimic nu e sigur, dar mamă ce-mi place pe relaxare. Bă, o să trească să-mi cumpăr și eu un suport de ăla de băț. De la Rai Blaza, să țin și eu bățul, știi, când vâslesc sau ceva. Da, pentru că mi-am montat pe belly boat, mi-am montat câțiva de ăștia de la Rai Blaza. Și uite, acum nu știu unde să bag bățul. Gata, hai, revenim cu capturi, cu drill-uri, cu chestii de astea. Nu vă mai dețin, că restul e vrăjeală-prăjeală. Bă, Matache, știi ce pun? Pun Bestia, Bestia. Da, că anul trecut, când nu exista prototipul, mânca, frate, Bestia era Dumnezeu. Și după aia Bestia Mov. Așa că trebuie să-i mai dau o șansă și la Bestie, să-și arate valoarea. Deci, prieteni, asta e Bestia. Cu asta a început atacul bestiilor. Și Bestia o să-și arate din nou valoare.
Prototipul e prototip, n-ai ce să, e greu de doborât. Și bestia mov, da. Ha? Aha. Bă, nu, am dat de câteva ori, dar n-a... Nu e, frate, când ai prins cu ceva e greu să... E foarte greu să faci probe așa. Și nu mai e. Și am văzut că diferă pe... Uite, pe alte lacuri am primit acum. Merge foarte bine aia cu marod, îi zic eu, indigenul. Mi-a zis cineva care a luat, cred că a luat 8-9 linguri, nici nu știu. A zis că a avut o ieșire și aia a mers foarte bine. Eu nici nu prea am dat cu ea. Și ție ți-a mers parcă la început de partidă. Ea aia cu maro. Da, da, da. Fii atent că la mine întârzie să apară, cred că apare unul gras. Face lumânare? Băi, bă, sub mine, bă, pleacă-mi cu el de aici. Oh. Era fix la ancora mea, jur. S-a dus? Nu, e curcubeu. Curcubeu e? Da. Capac de WC-ul? Da, îmi cer scuze pentru foșnit, dar e vânt. Ce te face, bă, sub picioare? Ia vino. Uitat. Al doilea lanseu, aceeași lingură, un curcubeu frumos, noroc cu cox, că vopsește și face lucru ca lumea. Bă, ce lucru fac. M-am înnecat. Chiar am vrut să zic că m-aș bucura să-mi dea și la lingura asta, că pe asta nu prea am probat-o, știi? Hai să pornim și camera. Deci, dragi prieteni, am preluat legătura de la Matache. Sunt și eu cu un păstrăv mai mic. Mai prind și eu de ăștia mici. Nu, că-l văzui, nu e. Să văd și eu cum e să prinzi de ăștia mai mici. A, ce mă, ăsta, icre? Nu-mi tași. Ia uite-l, frate, ce viteză are. Nuntă de săraci. Deci... Stai să-mi scot minciogul. Aoleu, i-a scăpat din gură și a luat-o de spate. Exact cum nu-mi place mie. No, ăsta nu, ăsta e impozitul. Da, păi la ce? Dacă scapă, scapă, ia-l bălții. Oricum eu nu sunt obișnuit cu dăștea mici. E de la mic. Stai să-l... E luat pe lateral. Da, 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 păi nu l-am simțit cum... Vezi ce înseamnă ancore, ancore bune. Ha, bă, prietene, nu mă răsuci, că îmi vine amețeală. Mă ia cu leșin, da. Stai să pun asta prusa. Urât e când se prinde chiar de laterală, jur dacă nu. Ia uite-l cum e.
Hai, mă. Bă, frate, uite, râd și abonații de noi. Dar lucrează frumos. Astăzi pescuiesc cu alt Yamaga. Astăzi da. Ăla scump. Astăzi sunt pe bogăție. Hai, frate, hai. Hai că ne grăbim, am treabă că trebuie să prind ăla mare. Doamne. Dai să-mi fixez și minciogul, că nici minciogul nu e fixat. Gata. Așa. Deci, dragi prieteni, peștele e mărunt. Nu peștele e important. Lingura e important, e prototip 2, cum chiar mă atache, mă întreba, bă, dar cum îi zice, mă, la lingura aia la altă? Stai, mă. Și zic, îi zice prototip 2. Și sunteți... A, stai, mă, că râde lumea că n-avem de ăla. Stai că avem. O scot cu forcepsul. Așa. Să nu zică lumea că ia uite, a dat banii pe Yamaga și n-are cu ce să scoată o ancoră. Da, e iuzuri, nu știu. Așa. Prieteni, asta e lingura. E foarte mișto. Și cred că am dat 3-4 mâini. Nici n-am... A, la prima mână? Păstrăvul e legal să reține. Stai mai. Mă atache, îi predau legătura. Deci am... L-am scăpat eu și l-a luat mă atache exact. Deci exact tu... Mi-a scăpat mie și cred că în câteva secunde i-a dat lui. Am reluat legătura de la copt. Mi-a scăpat mie și cred că în câteva secunde i-a dat lui. Da, da, al meu curcubeu. Deci, uite. Hop, am stat. Da. Bestia mov. Mamă, ce cretin e peștele ăsta. Și-a rupt și gura. Da, cum se duie ăștia să se ucigați. Asta e lingura. Bestia mov. Ne vedem la următorul, predau legătura în barca cealaltă. Deci, prieteni, ne distrăm, ne distrăm. Nu mai stau să-l mai filmez pe Matache, că n-are de la de 3 kg. Are de la de 1 kg. L-ai luat? Puncta, gata. Pe bestia mov. Eu sunt pe prototip 2. Bă, și mi-a dat la al doilea lanseu, bă. Doamne, deci nu-mi vine să cred. Salutare. O să fie primul lanseu cu lingura culoare bestie. O să vedem dacă ne aduce ceva rezultate. Bun. Bestia se pare că e ce trebuie. Primul lanseu. Vedem ce pește am prins. Pare a fi indigen sau curcubeu, să vedem.
curcubeu, frumosel. N-am punctat. L-am punctat. Nu vrea să stea la... De data aceasta se pare că îi place mai mult bestia. Lingura culoare bestie. Dragi prieteni, Matache e în drill. Ia uite-l. Îl ia de picioare. A, ce frumos face. Bravo, s-a punctat la Matache. Bravo Matache, felicitări. Un indigen punctat. Păceța, da. E pe prototip. O să avem imagini în direct, dragi prieteni, de pe barca lui Matache, dacă binevoiește să ne dea câteva cadre. Te ia de picioare. Da, nu e mare. Punctat. Prototip. O să avem imagini în direct, dragi prieteni, de pe barca lui Matache, dacă binevoiește să ne dea câteva cadre. Ce frumos e mor. Chiar mai devreme am scăpat și eu unul, dar al meu a fost curcubeu. Curcubeii sturâți.
sunt grași, sunt... Nu-mi plac curcubei, mie-mi plac ai lui Matache. Bravo, Matache, hai, gata, nu vă mai țin de vorbă că Matache prinde pește. Dragi prieteni, închei și partida de astăzi. A fost o partidă super, ne-am distrat. N-am prins așa de mulți pești, în schimb am avut atacuri, am mai avut câțiva ratați. Per total a fost o super partidă. Mă bucur că mi-ați rămas alături până la sfârșit. Ați văzut și cu ce am prins. Eu am fost Mădălin, până data viitoare să aveți fire întinse. V-am salutat!